Bună dimineața! Sunt actrița Daniela Nane și vă invit să urmăriți matinalul Fii Antenă cu Mădălina Mitu. Există frunze care nu cad, oricât de puternic ar fi vântul. Există clipe, oameni și fapte care nu se uită, chiar dacă uitarea este o lege a firii. Bună dimineața, prietenii mei matinalii, a dumneavoastră moderatoare, Mădălina Mitu. Vă dau întâlnire astăzi la o ediție pe care o așteptăm cu toții, cea de-a doua parte a discuției despre căsătorie. Cum o să salvăm și cum ar fi bine să renunțăm, continuăm această temă de discuție cu doamna psiholog și psihoterapeut Maria Ghiordunescu, ce va fi alături de noi în doar câteva momente, dragii mei. Dar până atunci eu vreau să mai discut cu dumneavoastră, să vă întreb ce ați făcut în weekend, cum a fost weekendul dumneavoastră. Noi l-am avut la acest aniversar pe colegul nostru, Laurențiu Popa, căruia îi spun bună dimineața, și lui Andrei Vătăjelu, de aici din spatele camerelor de filmat. De ce îmi faci mai semn, Laurențiu? Nu mai vrei să se știe de ziua ta? Gata, a trecut. Nu mai vrei să știi că ai mai făcut un anișor. Ai mai adăugat, hai să spunem, mai bine la vârsta ta. Să fii sănătos, Laura, tot ce-ți dorești, din partea mea, colega ta, cea care ține foarte mult la tine, și bineînțeles dumneavoastră astăzi, dacă sunteți la ceas aniversar, dragii mei, cu la mulți ani și pentru dumneavoastră, vă așteptăm mesajele pe pagina noastră de Facebook Antena 3 Vâlcea, să ne dați un comentariu, o distribuire sau un like la matinal, cât mai multă lume să fie prezentă în casele dumneavoastră sau oriunde v-ați afla, pentru că știți bine, pe lângă TV suntem și pe telefoane, pe Facebook, pe rețelele de socializare. Așadar, și prin urmare, cam frig afară, cred că iarna și intră în drepturi mai repede decât toamna, deja e trecută, aș putea spune, căci afară avem doar o minimă de 4 grade, iar maxima zilei va fi de 14 grade, condiții de cer înnorat. Haideți să aflăm cum stăm în județul Vâlcea cu prognoza meteo, dragii mei, și revenim imediat. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie ne anunță că la nivelul țării temperaturile maxime se vor încadra între 15 și 24 de grade, în timp ce valorile minime vor fi cuprinse între minus 5 și 14 grade Celsius. Județul Vâlcea, Buila, Vânturarița, între minus 5 și 8 grade Celsius, Masivul Cozia între minus 1 și 7 grade Celsius, Horezul între 6 și 16 grade Celsius, Brezoi între 6 și 15 grade Celsius, Voineasa între 4 și 11 grade, Câineni între 5 și 12 grade, Băile Govora între 7 și 16 grade, Olănești între 5 și 14 grade, Călimănești între 6 și 15 grade, Drăgășani între 10 și 18 grade, iar în Râmnicu Vâlcea temperaturile vor fi cuprinse între 8 și 17 grade Celsius. Prognoza meteo, doamnelor și domnilor, din județul Vâlcea, ați ascultat-o astăzi într-o zi de marți, ora 7:24 în acest moment. Imediat va fi alături de mine doamna Maria Ghiordunescu, psiholog și psihoterapeut, să continuăm cea de-a doua discuție, cum să ne salvăm căsătoria, căsnicia, când mai trebuie să ne salvăm căsnicia sau când ar trebui să renunțăm. Imediat despre această temă de discuție, în doar câteva momente, va fi alături de noi dânsa, însă până atunci vreau să vă dau invitația acum la horoscop, să aflăm cum stăm cu astrele, pentru că sunt curioasă pentru fiecare zodie în parte ce ne rezervă planetele, ci că astrele ți vor oferi și zile frumoase, surprize plăcute din partea persoanei iubite și împliniri în viața profesională. Ce bine sună! Doar din punct de vedere financiar îți va merge mai greu, dar te poți interesa din timp, dacă este posibil să amânii plata unor datorii. Haideți să aflăm pentru care zodie se află această descriere frumoasă, imediat la horoscopul prezentat de colega mea, Alina Nenu, și revenim imediat. Berbec. Este un moment potrivit pentru a-ți organiza mai bine stilul de viață. În această zi cauți să faci impresie bună, ești mai deschis față de unele oportunități. Pot interveni anumite schimbări în sectorul vieții personale. Taur.
pot apărea unele gelozii pe care ar trebui să le clarifici de la bun început pentru a nu-i sca o ceartă. Fii sincer, atât cu tine, cât și cu persoana iubită. Gemeni, îți dorești să schimbi ceva în plan profesional, iar această zi este momentul perfect pentru a face demersurile. Mare atenție la tentații și minciună. Ar fi bine să nu amâni sarcinile importante. Rac, astrele te sfătuiesc să fii mai vigilent și mai atent la modul în care interacționezi cu anumite persoane. Este important să fii asumat și să înțelegi că nimeni nu este perfect. Leu, poți fi preocupat mai mult de treburile casnice și de a petrece mai mult timp cu membrii familiei. Ai parte de un cadru astral favorabil pentru a te ocupa de lucrurile mărunte care te încântă. Poți lua legătura cu o persoană de care vei fi impresionat. Fecioară, pentru tine este o zi plină de relaxare, astfel că te distanțezi de griji și trăiești clipa alături de persoana favorită. Mare atenție însă la felul în care îți cheltui banii. Sunt bine aspectate întâlnirile cu prietenii și deplasările scurte. Balanță. Este important să înțelegi că nu trebuie să fii mereu pe placul tuturor și nici nu trebuie să-ți ascunzi defectele. Este momentul să fii mândru de tine, să te pui pe primul plan. Simți nevoia de validare în această zi și s-ar putea să o primești de la cineva drag. Scorpion. Ești plin de energie și te bucuri de viață. O persoană specială îți va schimba perspectiva asupra vieții. Dacă apar persoane care nu sunt de aceeași părere cu tine, vei ști că acestea nu au ce să caute în viața ta. Săgetător, pentru tine această zi este despre siguranță, confort și momente unice. Ar fi bine să eviți să intri în conflict cu cineva mai în vârstă și să ai discuții care ți-ar putea crea disconfort. Îți vei folosi toate instrumentele pe care le ai pentru a te relaxa. Capricorn. Este un moment potrivit pentru planuri, mai ales pentru acelea de vacanță. Mai mult ca oricând poți fi interesat de spiritualitate și de tot ce înseamnă artă. Vărsător. În această zi iei o pauză de la tot ce nu-ți mai aduce satisfacție și plănuiești o schimbare. E posibil să faci o escapadă scurtă. Astrele te sfătuiesc să nu te angajezi în mai multe activități pentru că riști să nu le mai termini la timp. Pești. Ai o atitudine pozitivă datorită unei schimbări în viața personală. Te simți în largul tău și faci ceea ce-ți place. Poți fi mai empatic cu cei care nu te au la suflet. Am trecut la tablă și în această dimineață, dragii mei telespectatori, pentru această temă interesantă de discuție. S-a alăturat, bineînțeles, doamna Maria Ghiordunescu, psiholog și psihoterapeut, căruia îi spun bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc de invitație. Bine din ați nou revenit. Să continuăm tema de data trecută. Tema cea de-a doua parte, doamna Maria, o temă de discuție foarte interesantă și a fost foarte apreciată. Mă bucur din suflet că continuăm un subiect care este de interes public, din ce observ. Și de interes și de actualitate. Important este să, ca cei care ne urmăresc, dacă sunt cupluri de diverse vârste, să învețe ceva și să și aplice din tot ceea ce noi discutăm. În haideți să caz, facem o scurtă recapitulare, da, nu, doamna Maria? Da, asta voiam să spun. În orice caz, știm foarte bine că în momentul în care intrăm într-o relație, mai ales materializată sub forma căsniciei, nu este doar așa lapte și miere. Așa este, din păcate. Da, și atunci trebuie să depunem foarte multe eforturi care să ducă la niște lucruri frumoase, armonioase în cadrul unei relații. Pentru că dacă nu contribuim și nu ne angajăm reciproc, lucrurile pot să denatureze și să ajungem să ne distanțăm din toate punctele de vedere. Și atunci ajungem să ieșim din acele relații, dar nevindecați. Și intrăm în alte relații care probabil atrag aceleași tipare. Îmi place să spun că în momentul în care intrăm într-o relație, într-o căsnicie, mai exact, studiile de specialitate spun că acel document prin care se eliberează atât din punct de vedere legal, prin starea civilă, dar și oficierea relației în mediul religios, implică partenerii cu mai mult angajament.
În sensul că se gândesc de două ori înainte dacă vor să renunțe sau să nu renunțe la toată, la tot ce au construit până acum. Și la un moment dat mă gândeam și mă trecea așa prin minte o întrebare, doamna Maria, pentru că majoritatea se confruntă, atât bărbații cât și femeile, dar cred că e un studiu că femeile iartă mai mult decât bărbații. Și voiam să vă întreb de ce unele soții iartă mai mult decât este necesar și normal. Înșelatul, bătut, această agresiune fizică, verbală, bine... Depinde de ce iartă, Madalina. Asta spun, dar în principiu se iartă foarte mult. Este normal, doamna Maria, această iertare? Iertarea face parte din procesul acesta uman. Că dacă nu am avea acest proces, probabil am fi, nu știu, mai roboței, așa, mai inumani. Dar în tot acest proces al iertării trebuie să avem așa o atitudine echilibrată cu noi. Să fim împăcați noi din punct de vedere emoțional și după aceea să discutăm ceea ce s-a întâmplat. În orice caz, dacă e vorba despre infidelitate, lucrurile stau foarte, foarte diferit. Pentru că cel care a fost înșelat trăiește niște emoții, niște stări, niște episoade de furie, de întrebări ruminative, de tot felul de manifestări. Și chiar dacă vrea sau dorește să-și continue relația, sunt momente în care cedează și reiau ciclul și lucrul ăsta obosește pe cei doi parteneri, ajungând în final ca cei doi să se distanțeze. Important este să nu se ajungă acolo, pentru că vedeți un semn că relația mea nu merge, căsnicia mea nu merge, este acest fenomen al infidelității. Momentul în care eu îmi duc energia în afara relației, înseamnă că în interiorul meu, în interiorul căsniciei, este o problemă. Iar dacă nu sunt angajat 100% atât el sau ea în acea relație, lucrurile nu au cum să funcționeze. Și astfel ajungem la critică, la certuri, la violența despre care vorbeai, verbală, fizică. Iar un om care este violentat, abuzat verbal și fizic zilnic, ajunge într-un grad foarte mare de degradare personală. Se anulează ca și persoană, are niște manifestări psihice evidente, cu somatizări multiple, anxietate, depresie, stimă de sine scăzută, lipsa concentrării, neperformant la locul de muncă și trăiește probabil în viața lui episoade depresive majore. Dar este atât de prins în cercul ăsta al abuzului, încât nu mai vede, nu se mai vede pe el ca persoană. Aveam la un moment dat, avem această listă cu foarte multe puncte de urmat. Da. Cum le care putem... ar fi utile să fie da. Urmate de le putem repeta puțin și la un moment dat da. Să rămânem la discuția trecută unde la da. Punctul unde am da, pe la 4 am rămas. Da. Putem rămâne. Ideea este, așa cum precizam mai devreme, să nu ajungem în acele puncte în care trebuie să reconstruim totul. Pentru că o căsnicie este ca o casă. Noi vizualizăm casa, vai, e frumos, interioarele sunt frumoase, acoperișul nu știu de care, dar nu vizualizăm partea de început. Nu vizualizăm fundația pe care trebuie să o facem, nu vizualizăm placa pe care o punem, cărămida cu cărămida pe care o punem de-a lungul anilor, de-a lungul zilelor. Și atunci, niște direcții, să le spun așa, că sunt foarte multe instrumente pentru a menține o relație cât de cât echilibrată și sănătoasă. Le-am evidențiat pe acest poster pe care l-am început data trecută, începând cu validarea partenerului, începând cu aceste atingeri și discuții, comunicarea care trebuie să se realizeze față în față.
Începând cu aceste manifestări privind bucuria. Când vine acasă, de exemplu, nu iar ai venit, pune-ți papuci acolo, n-ai dus gunoiul. Îl întâmpinam pe partener cu energie negativă. Da, ceea ce critică. Lucrul acesta distanțează și nu fac decât să mă retrag. Ei, este foarte important, așa cum spuneam și data trecută, să avem momentul nostru de comunicare. 2 minute, 3 minute pe zi în care să ne adresăm diverse cuvinte de apreciere, de mângâiere, dar măcar o dată pe săptămână să avem un moment al nostru mai prelungit, 15-20 de minute, în care ne așezăm pe o canapea, într-un loc confortabil, să ne privim și să discutăm problemele cuplului, intimitatea noastră, trăirile emoționale. Și repet, cred că peste tot unde citiți o să vedeți că femeile au nevoie, una dintre nevoile emoționale este să comunice, să-și comunice starea. Au nevoie de sfaturi. Păi dă-ți demisia de la job dacă nu te înțelegi cu colegele. Nu, ea pur și simplu vrea să comunice cu partenerul acea stare din acea zi tensionată. Și pe lângă asta are nevoie să fie apreciată și mângâiată. Cum îmi stă rochea? Bine. A, trebuie să o schimb. Nu, stă foarte bine. Și tot așa, aprecieri și validări. Sau atunci când nu-i place ceva la parteneră, să zicem, machiajul, vestimentația, silueta sau nu știu, orice altceva, cum ar trebui, că aici este de fapt, de aici apar certurile. Bărbații au, nu prea au sensibilitatea aceea de care femeia are nevoie să vorbească cu ea. Adică nu știu cum să pună problema și o spun așa, într-un mod agresiv, dur. Femeia se supără, se retrage, nu mai vorbește cu tine sau dacă vorbește și începe să vorbească, nu se mai oprește și începe cu critica și ea la rândul ei. Cum ar trebui să se adreseze bărbatul către femeie ca ea să nu se simtă lezată? Și viceversa, bineînțeles. Păi, așa cum vă precizam, unul dintre aspectele importante ale salvării unei relații căsnicii este tonul vocal, este exprimarea. Comunicarea. Toată lumea știe să comunice, așa crede, dar comunicarea are și ea mai multe fațete. Da. Una este când îi spun pe un ton imperativ, directiv, acuzator și asta duce la distanțarea iarăși în cuplu și alta este când îi formulez, este o formă de comunicare care se practică mai ales venită de peste ocean, se numește comunicare asertivă. Aș aprecia de la tine ca data viitoare ciorba să fie puțin mai încălzită pentru mine, asta înseamnă că mă simt bine și lucrul ăsta contează foarte mult pentru mine. Și momentul, stilul ăsta, numai un pic, stilul ăsta de comunicare nu face referire la celălalt că tu n-ai făcut, că tu n-ai dres. Mesajele de tip eu, tu, nu fac decât să accentueze critica, disprețul și distanțarea în relație. Și încă o chestie foarte importantă, pentru că sunt fel convinsă că au încercat poate și de o parte și de alta să se vorbească în asemenea manieră cu partenerul sau partenera, iar persoana de lângă să fie la fel de agresivă, să nu înțeleagă, să îi explici cu frumosul și la fel să reacționeze. Păi dacă au ajuns în același stadiu, ei nici măcar nu au încercat să remedieze ceva. Ăsta este patternul lor de relaționare. Și atunci, de aceea există foarte multă disensiune, critică, este o relație sertită eșecului, este o relație toxică. Important este să mă implic, dar nu numai o persoană sau un partener, ci ambii parteneri trebuie să se implice într-un mod egal. Iar lucrurile acestea pe care, până la punctul 5, ce am discutat noi, e bine să fie exersate zilnic. Și cum mai ziceam anterior, în celelalte emisiuni, vedeți, o relație trece prin 3 faze și o căsnicie la fel. Avem faza aia de îndrăgostire, care secretăm niște substanțe chimice și nu vedem toate disensiunile dintre.
Ei, după ce trece partea asta chimică de îndrăgosteală, vine lupta de putere. Și atunci observ că tu n-ai făcut, că tu n-ai dres, că tu nu mi-ai dus. Iar femeile intră în relații cu iluzia că el știe de deja de dinainte ce îmi trebuie mie. Nu, nu știe. De asta este bine să învățăm să comunicăm. Să-l ascultăm, cum zice punctul 4, să fim prezenți în emoțional. A fi prezent emoțional înseamnă să înțeleg emoțiile pe care le are, să pot să empatizez, să mă pun în locul lui și să înțeleg că ce poate să-i se întâmple celuilalt partener sau parteneră, mi se poate întâmpla și mie. Asta înseamnă angajament în relație. Înțeleg că pentru tine ți-e dificil. Uite, îți propun să te odihnești, eu o să-ți fac, uite, surprinde-l un ceai și după aceea reluăm discuția. Punctul 5 e surprinde. Adică, fă surprize, nu neapărat adui o mașină în fața casei sau, mai știu eu, dita mai buchetul de 1000 și ceva de flori, ci surprizele acelea care contează, mici, gesturile mici care contează și fac diferența, nu? 5 și 6. Surprinde și gesturi mici mărunte contează. A, și ni l-am citit. Da. Asta, păi, dacă lui îi place, nu știu, să-l... M-am trezit mai de dimineață, fac cafeaua pentru amândoi, plec la serviciu, îi las un bilețel acolo cu o apreciere, așez cina sau pregătesc cina și într-un fel sau altul. Ca și partener, femeia fiind, mai ales pentru cuplurile cu copii mici, care sunt foarte epuizați energetic de grijile acestea, de îngrijire, de... Tu ca și partener, fă tu cumpărăturile și vină acasă sau deja, uite, am avut nevoie, te poți tu duce să... L-am luat deja. E, ai o mică surpriză pentru celălalt. Și tot așa, deci are fiecare din relație. Mai spală și tu mașina ca femeie. Și atunci bărbații țin foarte mult la mașina apropo de lucrul acesta. Vreau să-mi spuneți, în momentul în care toate aceste gesturi sunt făcute și nu sunt apreciate de către partener, ce este de făcut? În primul rând, dacă nu este apreciată de partener, înseamnă că unul dintre cei doi nu se implică total și nu se angajează în relație. Așteaptă de la celălalt toate aceste lucruri. Iar dacă femeia crede că... partenerul sau partenera se va schimba, da, lucrurile acestea nu. Trebuie, de la început, fiecare trebuie să discute și să aibă acel moment în care își explică nevoile emoționale în relație. O relație ca să funcționeze și o căsnicie ca să funcționeze, trebuie să fim implicați emoțional amândoi. Și nu numai, din toate punctele de vedere. Vezi, însuși și umorul în relație este foarte important. Da, asta este punctul 7. Să râdem împreună, să ne distrăm împreună, chiar dacă situația este tensionată în acel moment. Da, un alt aspect este cu îmbrățișarea. Cel puțin 3 îmbrățișări pe zi. Când pleci la serviciu, vii de la serviciu, atingerile. Lucrul acesta nu face decât să apropie și să-l simtă ca și partener sau parteneră implicat total în relație. Când energia mea se duce în exterior, nu mai există lucrurile acestea. E foarte important, sunt punctele 9 și 10. Fii tu bun cu tine, fii fericit și vindecă iubindu-te pe tine. În momentul în care eu nu sunt în confort cu mine, mă critic, mă învinovățesc, preiau tot felul de sarcini, pentru că în copilăria mea au fost foarte multe lucruri traumatizate și am intrat într-o relație cu așteptări foarte mari. Însuși partenerul să-mi fie un fel de părinte, atunci lucrurile duc la ceva destul de greu de gestionat. Și dacă eu sunt echilibrat cu mine, ce înseamnă să mă iubesc pe mine? Să mă accept așa cum sunt, să-mi cunosc calitățile și bune și rele, să văd ce pot să-mi îmbunătățesc, să am această pace și liniște interioară. Dacă eu tot timpul critic, vorbesc doar despre ce se întâmplă în jurul meu, nu e vorba niciodată despre mine,
ci doar despre ceilalți. Nu manifest această bunătate și această empatie față de membrii familiei mele, față de membrii societății sau grupului unde sunt. Cum, că este și un proverb biblic, știi, ce îți place ție să ți primești așa și tu să oferi. Sau iubește-ți aproapele ca pe tine însuși. Dumnezeu a spus asta. Dar vezi, nu a zis iubește-ți aproapele. A continuat ca pe tine însuși. Adică dacă trebuie tu să nu te iubești pe tine, cum poți să fii apropiat de celălalt? Frumos. Iar în interiorul nostru trebuie să fie un echilibru. Minte, corp, suflet. Dacă lucrurile sunt fracționate și, nu știu, stau foarte mult în minte, nu sunt atent la corpul meu ce-mi transmite, la emoțiile mele, nu mă îngrijesc de suflet, că și sufletul ăsta trebuie îngrijit. Corect. Da? N-am cum să am o relație benefică și o relație pe care mi-o doresc. Iar dacă așteptările mele sunt irealiste când intru într-o relație, am toate șansele să fiu dezamăgit. Și ca să nu încheiem, dacă vrei să mai întreb ceva? Nu, spuneți-mi. Zice așa, iubirea adevărată vindecă, mi-am notat ca să nu uit. Da, iubirea adevărată ne vindecă, pentru că noi ne simțim cum în relație? În siguranță. În principal, că asta e baza, asta e fundația mea, în vârf la casă, acoperișul, acolo este iubirea, dar până la iubire, vedeți, s-au tot clădit etaje, etape, pereți, ferestre, uși, da? Și respectul. Eu ca și partener sau parteneră, dacă nu am această bază bazată pe siguranță și respect într-o relație de ambele părți, nu are cum să reziste casa respectivă. Ca să construiesc și să clădesc iubirea și să o alimentez. Fiecare dintre noi are o harta iubirii. Dacă celălalt învață cum să ajungă la mine prin harta pe care eu i-am tot descris-o, uite, mie îmi place să-mi faci masaj, îmi place să mă mângâi, aș aprecia de la tine să-mi spui de 3 ori pe zi că mă iubesc sau că sunt frumoasă sau că, nu știu, să primești ceva de la tine. Cum ne simțim noi în momentul în care inopinat primești un emoticon sau un mesaj? Ce faci, iubi, ce faci, drăguță, ce faci, piersicuță sau eu știu cum, apelative. Și eu recomand cuplurilor să aibă aceste nickname-uri de drăgălășenie, da? Că automat te conectezi, indiferent cât ai fost tu de conectat și prins într-o problemă, automat te conectezi cu partenerul tău. Da? Și atunci lucrurile se schimbă și văd că este implicat și mă duc acasă cu altă stare, abia aștept să-l văd și neapărat acel moment de revenire, de reconectare după ce fiecare s-a dus la serviciul lui și și-a făcut treaba, să avem acel moment, cum a fost ziua ta, hai să mâncăm, ce ți-a plăcut astăzi, ce apreciez. Uite, și eu mai recomand lucrurile acestea. Aprecierile, măcar 3, astăzi ce apreciez la mine? De ambele părți. Astăzi nu apreciez că ai avut răbdare cu mine și nu te-ai supărat. Da, este un moment, este un mare, mare pas când spun lucrurile acestea. Vezi, și răbdarea în cuplu are și sensul ei și rostul ei. Dar uite, într-o situație mai puțin favorabilă, 17 ani a avut răbdare ca să-și dea seama că este într-o relație toxică. Și nu mai vorbesc violență, gelozie extremă, patologică, urmăriri, nu mai vorbesc. 17 ani și-a dat șansă să salveze această relație. Și la un moment dat împietresc, asta este ultimul călăreț al apocalipsei într-o relație. Nu mai, sunt detașat, nu mai am emoție, nu mai contează. Mi-am dat seama, s-a produs declicul. N-am ce să caut în această relație și ies. Ne așteptăm ca partenerul să fie părintele pe care nu l-am avut niciodată. Aici este adevărată această afirmație pentru că poate să ne oglindească nevoia noastră afectivă pe care n-am avut-o. Cu el învăț să fiu admirată, cu el învăț iubirea, cu el învăț aprecierea, cu el învăț atingerea.
Și una dintre angajamentele acestea pe care le am în relație, sau unul dintre aspectele importante, aceste nevoi esențiale într-o relație, este această satisfacție emoțională, satisfacția sexuală și angajamentul și conectarea. Da? Și asta presupune acel părinte, că mă ascultă, că mă îndrumă, că mă susține. Corect. În toate aspectele vieții. De aceea, de multe ori, sunt femei și bărbați, își caută ceea ce văd în familie. Adică dacă am văzut un tată abuziv, îmi doresc un partener abuziv. Nu își caută, asta e tiparul. Tiparul. Așa s-au comportamental. Și mi se pare cunoscut. Da, eu unde am crescut? Într-un mediu familial. Și asta se implantează. E ca o, uite, o cameră asta video care filmează tot timpul. Și cu toate că eu cresc, niciodată nu o să intru în relație cu un bărbat abuzator sau niciodată nu o să mă căsătoresc cu un alcool. E, asta face, pentru că ăsta e tiparul. Este familiar creierului meu. Și atunci sunt atrasă de lucrurile care sunt familiare. Până am mai elucidat eu să văd despre ce este vorba și să-mi dau seama că partenerul respectiv este tocmai ceea ce am trăit eu în copilărie sau în adolescență, e nevoie de ceva timp și înțelegere și maturizare din partea mea. Ideea este în felul următor. Când intrăm într-o relație, nu sunt doar eu și tu. Sunt eu cu sistemul meu familial și el cu sistemul lui familial. Adică cu acest toți strămoși, da, bagaj familial. Până se armoniza aceste sisteme familiale, durează. De astea intru și în lupta de putere. Ca o temă de discuție, pentru că mi-ați ridicat mingea din nou la fileu și mi-a venit o temă foarte interesantă pentru următoarea emisiune, doamna Maria, mă gândesc la familiile care se implică în căsătorii, în căsnicii, care vin și își pun amprenta pe creșterea copilului, pe de ce ți-ai ales soția aia sau de ce ți-ai ales soțul ăla, nu e bun de tine, nu e suficient. Eu zic că este foarte interesantă și această temă de discuție pentru următoarea emisiune. Așa, așa este. Și ca să încheiem într-un mod așa mai plăcut, dă în relație ceea ce vrei tu să ți se dea, ca tu să primești. Ce este frumos. Foarte important lucrul acesta. Că dacă doar stau pe canapa și aștept, celălalt este epuizat. Și nu face decât să se distanțeze și să plece și să găsească un alt partener sau parteneră care este dispusă să asculte, să mângâie, să se implice. Și de aceea se despart cuplurile. Și nu în ultimul rând, trăim cea mai prosperă eră din toate epocă, din toate vremurile, și cu toate acestea rata divorțului este de 0,9 din 10 căsnicii. Citeam lucruri. Nu mai suntem dispuși să răbdăm, nu mai suntem dispuși să ne implicăm, nu mai suntem dispuși să salvăm sau să construim căsnicia așa, etapă cu etapă. Dar foarte important pentru cei de acasă, cu salvatul căsniciei sau salvatul unei relații, este acel punct că trebuie ca ambii să lupte, ca ambii să-și dorească și nu unul să fie toxic și să fie călău care doar cere și vrea, ci pur și simplu să fie o balanță echilibrată în acea relație. Deși sună totul așa lapte și miere, de multe ori unul iubește mai mult, altul mai puțin, dar barimă pe partea aceasta, pe latura aceasta spirituală, să fie o balanță și un echilibru, zic eu. Asta dacă partenerii sunt echilibrați, da, emoțional, și aceste cupluri care funcționează se ceartă inteligent, ținându-se de mână. Da? Frumos. Pentru că nu fac referiri, tu ești numai tu. Discută, da, înțeleg că te-a supărat asta, ce pot să fac eu, crezi că, uite cum sunt lucrurile de la mine. Deci iarăși plecăm de la comunicare și de la modul în care ne adresăm. Și este foarte important care este imaginea mea, care este impresia mea, părerea mea despre partener. Că dacă e plin de apelative negative, am mai întâlnit și situații de asta. Cum să construiești ceva?
Ce văd eu în partenerul ăla? Ce-mi trezește zilnic ca să mă implic din nou și din nou și din nou? Da. Așa este. Doamna Maria, vă mulțumesc din suflet din nou pentru toate sfaturile date cu permisiunea dumneavoastră. Voi citi câteva mesaje. Bună dimineața de la Daniel Țârlea. Bună dimineața, Mădălina, o zi frumoasă, mult succes. Adrian Monafu, neața, o zi minunată tuturor. Salutări, Mădălina, o salut și pe distinsa invitată. Multă baftă în tot ceea ce face, o apreciez foarte mult. Claudiu Sândulescu, bună dimineața, vă doresc o zi de marți frumoasă, cu gânduri și ceasuri bune. Alex Popa, bună dimineața. Lucian Constantin Cărămid, de neața bună. Doamna Mariana Măcarin, bună dimineața, vă salut și pe dumneavoastră cu mare drag. Știu că ne urmăriți de pe televizor și îmi dați mesaje în privat. Iar, bineînțeles, mama mea, bună dimineața tuturor, salutări invitatei. Vreau să transmit un mesaj domnului doctor Pătrulescu. Vă mulțumesc din toată inima, vă mulțumesc că sunteți un profesionist desăvârșit, un om bun și dedicat. Vă doresc să fiți mereu apreciat și respectat pentru tot ceea ce faceți, să fiți înconjurat de cei dragi și să aveți parte de multă sănătate, bucurii și momente frumoase, calde, îmbrățișeri. Și eu îi mulțumesc domnului doctor pentru că a avut grijă de tale. Am trecut printr-o săptămână de foc din nou cu mici probleme sau mari probleme de sănătate, însă mă bucur, mamă, că acum ești bine, ești acasă și suntem bine cu toții. Îl salut și pe tata, salut și pe Ion Oprea și pe Nicoleta. Tuturor vă doresc multă sănătate, doamna Luli Stoian, să aveți parte de sănătate, că e mai bună decât toate. Și cred că asta este cea mai importantă în momentul de față pentru cei care au probleme de sănătate. Așa că, doamna Maria, încă o dată mii de mulțumiri pentru toată susținerea și toate sfaturile date. Să ne salvăm astăzi căsnicia, despre asta am discutat astăzi, însă în viitorul apropiat vom adăuga și alte teme de discuție, dar asta zic eu că e importantă cu familia care se implică în căsătorie, în căsnicie. Da, mai sunt și cazuri de apreciat și de bune practici pe care trebuie să le evidențiem în acest sens. Dar ne salvăm căsnicia fiind angajați și conectați, fiind pe palier aceasta satisfacție emoționale și manifestând iubirea care trebuie pus acolo. Doamne ajută, doamna mulțumesc Maria, să avem parte, invitație, dragii mei telespectatori, doar de dragoste, de sănătate și de tot ce este mai frumos, de respect și de comunicare, căci e nevoie de ele ca să avem o relație bună în familie sau în căsnicie sau în partea aceasta de cu colegii noștri, să ne înțelegem bine la locul de muncă. Așa că vă doresc toate cele bune, dragii mei. Ne revedem și mâine dimineață cu începere de la 7:15. Vorbim despre adrenalină pe 2 și pe 4 roți în weekend. Are loc un frumos eveniment în județul Vâlcea. Vă las mâine dimineață să ne urmăriți. Așa că vă mulțumesc pentru atenția dumneavoastră, moderatoare Mădălina Mitu și invitata noastră, doamna Maria Ghiordunescu, psiholog și psihoterapeut. Vă mulțumesc!